povestea lor, nu pentru povestea mea. Și îmi place să fiu și personal și cât mai sincer în muzica mea, a artistului Florian Rus. Deci îmi place să le fac amândouă. Trebuie să și creeze povestea lor. Ca și să eu, Odinichie, oare? Ajută foarte mult să fie o relație foarte apropiată și să știi câte ceva despre ei. Ca atunci când compui să fie o piesă care să vorbească despre omul ăla și să simtă oamenii că e sinceră. Chiar dacă am scris-o eu, am scris-o pentru că știu niște lucruri despre acea persoană, despre momentul exact în care se află sau despre ce a pățit tocmai acolo săptămână sau da, ce despărțiri sau ce drame. Dar nu pot să zic că am făcut asta cu toți artiștii, nu sunt așa de apropiat de toți oamenii cu care am lucrat, dar au fost momente în care am scris piese inspirate din viața artiștilor colegi și piese pe care le-am dat chiar lor să le cânte, pentru că erau inspirate din viața lor. Noi te știm pe tine de când cu colaborarea cu Mira, cu Străzile din București, de atunci am aflat la modul clar, există un Florian Rus și o să le cânte de acum încolo. Înainte de asta, tu colaborai și ai lucrat cu Marius Mogan, după participarea la un cunoscut show TV de muzică din România. Acum sunt mulți tineri în țara asta care au voce, au talent, dar nu au posibilitatea sau norocul să se agațe de ceva. E greu să pătrunzi în lumea asta a showbiz-ului? Sunt oameni care cântă la colț de stradă, cântă în baruri, da, cântă la diverse petreceri și nu au norocul să treacă exact cine omul potrivit și să treacă pe acolo. M-am gândit mult la asta. Și să-i remarce. Adică m-am gândit mult la asta, de ce eu am avut o traiectorie, că mulți poate care nu mă cunosc ar zice, a, păi dai că suiești neoră. Acolo a fost independent de tatăl tău. Da, nu, clar, eu știu, în mod clar că a fost totul independent de tatăl meu, dar oamenii de acasă poate se gândesc, cine știe, o pilă, o chestie. Și m-am gândit de multe ori, de ce, uite, eu am reușit așa, cumva, dacă mă uit în spate, ușor, greu, dacă ar fi să număr câți ani, n-a fost așa de ușor. Dar acum mi se pare că am reușit ușor și că sunt oameni foarte talentați care... Și aici, cred că pur și simplu intervine și elementul noroc. Pe lângă datele pe care trebuie să le ai, probabil că sunt oameni cu aceleași date sau cu date mult mai bune ca ale mele, care nu au avut șansă, deci probabil că aici e elementul noroc. La mine a fost... nu acel show TV, ci mai degrabă o tabără de muzică în care m-am prietenit cu oamenii de Italia și în urma căreia am ajuns la Demoga Music, unde am învățat foarte multe chestii de la Marius și la toți oamenii din acea echipă. Și cred că asta e calea. Dacă vrea cineva să ajungă ceva în muzică, trebuie să se înconjoare de oameni de la care să învețe. Eu cred că sunt foarte mulți oameni talentați, dar destul de umili încât să înțeleagă că sunt atât de multe de învățat încât nu le știi pe toate, indiferent de cât de talentat ești. Deci nu poți să te bazezi doar pe talent și să mergi. Bună ziua, eu sunt talentat. Eu sunt talentat și, da, trebuie să ai o doză de umilință, umilința faptului că sunt oameni care fac mult mai bine ca tine de foarte mult timp. Eu în continuu am asta, adică... chiar dacă am avut niște rezultate, în continuu mă simt un copil care vrea să învețe de la tot felul de oameni mult mai talentați ca el sau la fel de talentați, dar cu alte date, încerc să învețe la fiecare și atunci probabil că și asta ar ajuta și trebuie să te afli în momentul potrivit la un moment dat, trebuie să ai un pic de noroc, trebuie să se întâmple ceva, trebuie să vii înspre București. Eu m-am prins de asta de și a fost clar pentru mine, am venit în București, nici nu mi-am pus problema că îmi place București sau nu. Ulterior am descoperit că am cântat acolo. Am și scris că am venit în București. E fiesul. Mie chiar îmi place Bucureștiul foarte mult, dar sunt oameni care sunt speriați de București și de spune că dacă își doresc să facă asta, trebuie să treacă peste această teamă de un oraș mare și la fel de frumos pe cât e de mare. E un oraș în care poate să distrugă un artist dacă își pierde mințile, să spunem așa, repede. Depinde foarte mult de artist și de cât este. Adică ajungi la câteva studiouri mari, așa? Vezi lângă tine, stânga-dreapta, super artist, ești și tu acolo cu spui tu un copil printre ei și zici, băi, în stânga mea X, în dreapta mea Y, producător, super producător, casă de discuri. Că cum dor, că e de cum dor. Păi nu e nici doar la umbră. Gestionează lucrurile acum de ce lucrurile până atunci. Adică cum gestionezi succesul despre asta? Eu, la mine e o chestie diferită pentru că eu am avut un exemplu în familie de succes măreț. Și cumva cred că m-a învățat
toată povestea tatălui meu să gestionez un pic mai, iau mai jos. Cu modestie succesul, pentru că succesul în principiu e ceva care vine și pleacă foarte subit. E un val pe care îl faci sau nu și dacă te confunzi cu succesul... Mulțumesc, Florian, pentru prezența, mult succes în continuare, rămânem cu Florian Rus și Emma Pură Ficțiune, ne revedem, bun weekend, fain!